Tiu, așa e. Eu, numai de o oră cam asar ne-a luat. Să nu te auzi. De parte de omul nostru. Da? Să mă duc. Să puneți în parte și ea. Ce vă sunt mai delicate. 1, 2, 3, adică strelii cei care au cele mai bune rezultate. Și într-un noastră să fie, eu, de exemplu, tot citesc acum cartea. Pragul se numește. Iată, e scris de directorul liceului, copii, încălțăminte, ghiozdane, jucării. Sunt liceul cu părinți și cu ele foarte bun. Cronic, care e în internet se publică, femeia.md. Iată, parte alimente și de la Clubul Internațional la Femeilor. Avem așa un club în Chișinău. UNICEF, Organizația Internațională pentru Copii, ei v-au cumpărat mașină de spălat. Deci Clubul Femeilor vă dăruiesc această mașină de spălat. Iată, aici avem reprezentanții unei... Organizații de caritate copiii Atrici Moldova. Am auzit de ce să vă ajutăm cu un calculator. De ce este cost pentru... Scuteți-l din plin urmă, din ce problem. Haideți copiii dumneavoastră posibilitate să înveți acest calculator. Plânge cel mic. Nu știu dacă pot că mi-a înghețat mâinile. Dacă pot să-l vedeți dumneavoastră. El e invers, da? Da. Da, așa. E ușor. Iată așa arată el. Și putem și să-l deschidem. Deja o să, nu știu, pe câți, de ce băieții dumneavoastră, cei mai mari, copii, dacă nu, îmi schimați în meșteri, că oricum trebuie să vă conectați la internet. Pe internet? Am un telefon. Da. Un telefon se poate de instalat. Da. Iată, dumnealor, au binevoit să fac acest dar pentru copii. Și alte sărbători care copiii așteaptă surprize, cred că o să se bucure de aceste surprize. Și vrem copiii dumneavoastră, dacă tot așa a fost soarta, să nu fie lipsiți de lucrurile cele mai necesare, ca să crească inteligenți, ca să poată să învețe calculatorul, că fiindcă așa sunt timpurile de azi, fără calculator nu pot nici să se angajeze oamenii, nici să se informeze. Doamne, eu zic, Doamne, deschide drumul la arca copiilor, nepoților, spre nepoților noștri. Dar gândim mai multe lume ca dumneavoastră, să gândească într-adevăr la copii și la Dumnezeu a să dă-i cuget. Dumnezeu dă cuget. Să vă audă, Dumnezeu. Și ne întărește, nu ne lasă. Unii puterea mai mică, acolo Dumnezeu o face mai mare. Așa e. Ia un lăduț, mă mulțumim. Uite ce mașinuță în formă de... Mica. La 28 are 4 luni. Deci la 28 e bine. Da, cât e mare? Da, cât e mare? Eu tot am trebuit. E instalată mașina de spălat. E mare, mare ușurință, incomparabil. Mașina automat. Vă dă-i sănătate, să aveți în lume să-i lantă, e zvor. Și iară e zvor. Și neamă, neavlat, și neamă, și neamă. Să aveți zvor. Teme spun pe lume, apa. Apa. Silinia voastră, copiii voastră. A trei luni, trei săptămâni s-au cunoscut. Așa au fost ele, nici nu tot. Ca și bunica. Așa, numele bunica. Pare bine, domnica.
Apoi am venit la voi să vă aducem niște daruri cu contribuția la mai multe organizații, Clubul Internațional al Femeilor, Organizația de Caritate, iată, din Irlanda de Nord, cu sediul la Fincest, care se numește Outreach Moldova, care vă dăruiesc un laptop ca să puteți să învățați cum să accesați internet, cum să vă informați din internet, să găsiți informația de care aveți nevoie, să ascultați muzică atunci când vă doriți. Pentru asta doar trebuie să aveți internet. Vecinii au internet? Este aici la voi în apropiere sau nu? Încă nu. Este, da? Și o să trebuie să vă cumpărați un router pentru Wi-Fi ca să puteți folosi și aici, în altă cameră și unde vă placă vouă. Deci, dacă este Wi-Fi, este conexiune prin... Mulțumim frumos, doamna Margareta. Poate în viața lor, noi ne trece, babșeța miști, deja suflete calde. Sănătate, principalul, să fie și să ai în rog în viață copiii. Lasă pe vădăvrea vietul. Să realizeze așa cum își doresc. Dar pentru asta trebuie să aveți insistență, muncă, și da, o să reușiți, o să ajungeți acolo. Da, să-și e, ai răbdoleacă. Domnul director Aurelian Silvestru, cu aforisme și cartea Pragul sau alte fărâmii de suflete. Să o citiți și când o să ne mai vedem că ea este plină de înțelepciune și de... Apoi el a ascuns un sumșile cu mâncare, să nu o găsați. O folosit așa. De la un site, când o să aveți internet, o să accesați. Voi învățați engleză? Denumirea acestui portal pentru femei este The Woman, cum că la fapt femeie, dar în engleză e unde informația de engleză de voastră, dar vreau să ajungi să cunoaștem. Încercăm, știți că avem multe care trebuie să se ajutăm. Emi, tu vreți că spărea chiar și iubitare. Eu am rămas fără bărbat și eu știu. Ia să mai știu. Păreau acești copii. Care-s bucuria?